Poarta de la intrarea în Timișoara, care s-a prăbușit în timpul furtunii de acum 2 săptămâni și a ucis un student, a fost reabilitată fără un proiect tehnic sau un diriginte de șantier. Potrivit presei locale, lucrările de reabilitare au fost făcute prin încredințare directă în baza unei autorizații în regim de urgență. Ce pedepse riscă cei care au încălcat legea, ne spune Andreea Popa. Andreea, bună seara! Bună seara, potrivit legii, realizarea unei construcții fără respectarea reglementărilor tehnice se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Iar dacă există și pierderi de vieți omenești, pedeapsa ajunge până la 10 ani de închisoare. Potrivit presei locale, primăria Timișoara a făcut lucrări de reabilitare la poarta de pe calea Lugojului fără să existe proiect tehnic. Modernizarea a început în baza unei autorizații în regim de urgență, motivată de faptul că exista riscul să cadă literele care compuneau cuvântul Timișoara. Conform legii, proiectul tehnic era obligatoriu și nu se putea face absolut nimic fără acest document. Mai mult, niciun specialist nu a făcut o verificare a porții și nici nu a avizat îmbrăcarea stâlpilor de beton în tablă. Nu a existat un diriginte de șantier care să verifice calitatea lucrărilor și nici procesul verbal de recepționare a lucrării din punct de vedere tehnic. Structura s-a prăbușit peste o mașină în urmă cu 2 săptămâni în timpul unei furtuni extrem de violente, iar un student de 24 de ani a murit. Andreea, mulțumesc!